Dinamo și Astra se întâlnesc marți în sferturile Cupei României. Meciul se anunță unul echilibrat. Dinamoviștii sunt pe 3 în campionat, în timp ce giurgiuvenii sunt lideri. Jucătorii Astrei susțin că meciul va fi greu în fața unui adversar valoros. Un meci greu? Normal, cu jucătorii cu experiență și care își doresc foarte mult să câștige și joacă un fotbal foarte frumos. Va fi un meci foarte greu, echipa Dinamo, echipa foarte bună. Trebuie să ajungem acolo la meci bine și să câștigăm. Cine este cel mai periculos jucător de la Dinamo? Sunt jucători foarte buni, echipa foarte bună, o echipă preună, așa face treaba foarte bine cu un antrenor foarte bun. Meciul dintre Dinamo și Astra începe la ora 20:30, fiind arbitrat la centru de Horațiu Feșnic, ajutat la cele două linii de Octavian Șovre și Micloș Noghi. În aceeași fază a competiției mai sunt programate partidele ACS Poli Timișoara, SEA Târgu Mureș, CSM Iași, CFR Cluj și FC Viitorul Steaua.